dragii noștri, iată că din nou e sâmbătă. Împreună cu toată echipa show-ului ardeam de nerăbdare să se termine odată săptămâna ca să ne întâlnim în sfârșit cu dumneavoastră, aici, pe Moldova 1, în paradisul copilăriei, pentru că aici e cel mai bine. Mama primului nostru invitat dorea să-și vadă fiul o mare și acesta a devenit mare. Are 1,72 m. Dar dacă e să vorbim serios, a făcut 3 facultăți. Colegiul Industrial din Kamenets-Podolsk, Academia de Studii Economice, Academia Guvernului. Nu de mult, la 1 ianuarie și-a sărbătorit jubileul de 50 de ani și au venit să-l felicite toți locuitorii municipiului în care locuiește, pentru că a făcut multe lucruri bune pentru acest municipiu. În ultimele patru luni de zile, a construit 10 cazangerii pentru școli și grădinițe. Soția dumnealui s-a obișnuit foarte greu cu ideea că este alături de un om mare, deoarece își vede foarte rar soțul acasă. Să-i întâmpinăm! Domnul Ion Șerban, primarul municipiului Orhei, împreună cu soția dumnealui, doamna Nadejda Șerban! Bine ați venit! Bine ați venit! Ne bucurăm foarte mult să vă vedem aici, alături de noi. Dragii noștri, pentru a păși în paradisul copilăriei, e nevoie de o parolă. Vine Vasilica de la școală și îl întreabă pe taicăsul. Mă, ta pot să îi scălești pe întuneric? Pot. Atunci stânge lumina și îi scălești în agenda. Bravo, extraordinar. Le permitem accesul în paradisul copilăriei. Ce ziceți? Și eu zic la fel. Dragii noștri, vă alegeți o canapea care vă place mai mult și vă faceți comod. Ca să vă simțiți cu adevărat copii, e nevoie să îmbrăcați atributele acestui paradis. Mulțumim frumos! Cel de-al doilea invitat al nostru din copilărie dorea să zboare, dorea să devină aviator. Părinții însă vroiau să-l vadă un specialist în domeniul dreptului. El a jucat rolul Chiriței prin clasa a 9-a, s-a înfuriat și a devenit actor. Mai târziu a devenit și regizor. Soția dumnealui este actriță, i-a visat de mică să devină actriță și s-a realizat visul ei. A jucat rolul principal în ultimul spectacol regizat de soțul ei și acest spectacol le-a adus un succes mare, pentru că ei s-au întors cu premiul mare de la Festivalul Internațional de Teatru din Brest, Belorusia, iar ea a fost nominalizată pentru cel mai bun rol feminin în acest spectacol. Să întâmpinăm un cuplu deosebit din lumea teatrului, Stella Mierlă și Boris Focșa, director artistic la Teatrul Luceafărul. Bravo, bine ați venit la noi. Uite, acum am înțeles că sunteți actori. E extraordinar. Sunteți și voi în pragul paradisului copilăriei. Care este parola voastră? Tatăl, întorcându-se seara acasă, își cheamă copilul, cheamă pe Vasilică și îl întreabă: ce notă ai luat astăzi? La care el răspunde: 10. Tatăl zice: la care obiect? El zice: păi cum să-ți spun, tăticule? 5 la franceză, 2 la engleză și 2 la desen, 1 la purtare. Bravo. Dacă reușim și noi astăzi să acumulăm în total 10, e bine. Vă dorim din tot sufletul să acumulați cât mai multe puncte astăzi, pentru că aveți niște concurenți pe potrivă. Așadar, pentru dumneavoastră este canapeaua galbenă. Vă rugăm să luați loc și de acum încolo vă veți numi echipa galbenă. Mersi. Îmbrăcați și voi atributele noastre care caracterizează acest paradis al copilăriei.
Așa, bravo. Iată acum, într-adevăr, ați pășit în paradisul copilăriei și probabil așteptați niște cadouri, nu? Ca orice copil. Noi vă oferim aceste cadouri, vă facem dispoziție de la bun început. De fapt, cadourile vi le oferă firma Oriflame Moldova. La Oriflame se plătește cel mai puțin pentru calitate. Acum vă simțiți mai bine? Da. Vă veți simți și mai bine după publicitate. Lumea Новинка от Эммонси. Наступила эра тканевой косметики. Уникальная тканевая маска, антистрессовая, тонизирующая, подтягивающая. Эммонси, время для тебя. Цветы – это уют и настроение в нашем офисе и доме. Это самая необходимая часть интерьера. В магазине Унифлора вам смогут подобрать именно те растения, которые придутся по душе, предложат необходимые аксессуары и удобрения для всех видов цветов. Вам потребуется только одно – запомнить наш адрес. Улица Бонулеску-Бадони, 43. У нас вечная весна. Concurs. Dragii noștri, niște copii la ecran vor explica un cuvânt așa cum îl înțeleg ei. Dumneavoastră trebuie să vă dați seama despre ce este vorba. Acum, atenție maximă pentru echipa galbenă. Primul cuvânt pentru voi. Lumea copilor, la pantilor nimașul. Este și real. Este și bun. Nu, nu m-am întrebat. Pentru cine? Între animale poate să fie. E că sunt doi bărbați și o femeie. O femeie are două căldări, da? Sau una. Una căldare are, cu apă plină. Și e plină și nici nu poate să duce. Vin doi bărbați și așa eu aduc primul. Primul altul. Nu poți rezista în plângi. Te doare capul, așa, da, niște momente, parcă ești bolnav. Am furat foarte tare. Și ce faci? E totuși, mă stăpânesc până la urmă, dar cu vorba încerc să-i îndepărtez. Cum că stai? Nu cu bun sau nu? Nu prea, nu prea. Nu. De ce? Cred că... Nu mi-e de voie, doamna, vă ce pare să facem. Când te duci la dânsa și vrei să vorbești, strigă, se aruncă la bătaie. Eu am auzit la prietena mea. Zice că ți-e prietena, dar nu ți-e prietena. Nu e cea mai bună prietena ta. Îți spune că ea numai cu tine vrea să meargă și asta, dar pe de altă parte ea se duce cu altcineva. Fata, când a văzut, a lăsat pe veșor meu și s-a dus la cealaltă. Eram sălbată. Mi-am ales în mine, pe urmă, tu când am dint și m-am lăsat. Poți și ieși așa până. Deci ce poate fi, dragii noștri? Dușmănie sau ură, nu? Sau invidie? Bine, ele sunt aproape. Dușmănie, ură. Într-adevăr sunteți aproape, dar continuăm explicația și o să vă fie mult mai ușor acum să vă dați seama. De exemplu, m-a cuprins pe mine și fratele meu s-a supărat. S-a certat cu tată. Și eu am zis că ești foarte tare. Și de la aceasta s-a început cuvântul
mi-am explicat, dar el, când eu stau lângă mămica și dacă vine tăticul, spune că mămica este a lui, dar eu îi răspund înapoi. Mămica ta e la Cahul, e bunica mea, dar aceasta este mămica mea. Nu mă șoc cu dânsul. Iar o fată care o chemam pe